Aproape 500 de spectatori s-au bucurat de prima seară de spectacol în aer liber la Opera Nights, cel mai mare festival de acest gen din România. Festivalul, care a început aseară, a avut loc pe Spalada Lapidarium, în curtea Palatului Magna Curia din Deva, la poalele cetății. Artiștii de talie mondială au fost aplaudați minute în șir după fiecare reprezentație. Opera Carmen a fost pusă în scenă de artiști de renume precum Leontina Văduva, Hermine Mei, Răzvan Sararu, Atasuki Tekemura. Orchestra a fost dirijată de Radu Ciorei. Muzică clasică, deci operă. Este prima oară când vin. Sunt foarte emoționată pentru că întotdeauna când sunt în fața publicului românesc mă emoționez și vreau să dau totul, să în sfârșit ca publicul să fie mulțumit și să profite de o seară plăcută. Desigur, este un moment deosebit în acest festival să mă găsesc alături de colegi cu voci foarte frumoase și un colectiv al operei din Constanța minunat. Este debutul meu la Deva, e prima oară când sunt în Deva și e o surpriză minunată faptul că aveți acest festival unic în țară, Opera Nights, de operă în aer liber, ceea ce este absolut minunat, este fantastic și mai ales că cu toții public și artiști deopotrivă beneficiem de prezența marii noastre soprane, Leontina Văduva. Dacă este vreo diferență între un spectacol în aer liber și unul în sală? Da, sunt multe diferențe, logistica este cu totul alta, nu mai vorbim de acustică și de toate astea, însă noi, fiecare artist trebuie să se străduiască, să-și facă treaba cât se poate de bine. Așa că publicul nu trebuie să simtă nicio diferență. Publicul trebuie să creadă în momentul acela adevăr, care este povestea spusă de noi. La final, toți cei prezenți au avut doar cuvinte de laudă. Este o seară minunată. Eu sunt de-a dreptul încântată. Am văzut foarte multe opere la Cluj când eram studenți, dar mă bucur că în orașul nostru avem această posibilitate și se pare că și timpul și natura ține cu noi în această seară. E foarte frumos. Opera Carmen, ați mai văzut-o până acum? Da, am văzut-o. În aer liber? În aer liber, nu. Uitați, este ceva inedit și chiar mă bucur foarte mult. Atmosfera este minunată și te transpune, într-adevăr, în atmosfera asta a operelor minunate, de altfel. Am fost și anul trecut și sunt impresionată. Interpretare deosebită, e foarte frumos. Spuneți-mi cum a luat naștere acest proiect. A început inițial Opera Nights la Castelul Corvinilor cu proiecții de spectacole cu arii de opere și apoi ne-am gândit să trecem de la operă filmată la operă reală, testând astfel gustul publicului și apetența lui pentru acest gen de spectacol destul de complicat. Spre surpriza și bucuria noastră s-a dovedit că publicul agrează acest gen de spectacole, mai ales într-un județ care nu are nici filarmonici, nici operă ca instituție. În această seară, muzica de operă va răsuna în curtea Castelului Corvinilor din Hunedoara, când va fi pusă în scenă opera Tosca de Giacomo Puccini. Publicul va avea parte de încă 4 zile de concerte și una de bal, toate în cadrul festivalului Opera Nights 2014.